E, vroiam să le mai scoale în picioare așa cu mine. Hai, intră pe aici, scoale așa. În mai puțin de o lună, odată cu sosirea sărbătorii Paștelui, piețele vor fi invadate de românii care o să caute un preț cât mai bun la kilogramul de miel. Cu toate acestea, crescătorii de oi susțin că cererea de pe piața românească nu este la nivelul celei externe, astfel încât preferă să vândă miei angro la export. Convenabil ar fi la tăiat, dar neavând lumea bani, ne bucurăm să-i dăm la extern, la grămadă toți, nu stăm cu țărăita, să mergem prin piață, să azi îl vindem 1, 10, 20 și așa la extern dăm grămadă, ne dă banii grămadă, ne mulțumește că nu ne chinuim cu ei, cum ar zice, să stăm să vindem azi 20, mâine 20, venim cu ei de la piață. Deci, bine este că să fie o piață mai bună. Deși la export prețul este cu 50% mai mic, întrucât miei sunt dați vii, producătorii români se bucură de faptul că au garanția vânzării tuturor capetelor. Din câte se pare, prețul mieilor va rămâne și anul acesta în jur de 22 de lei pe kilogram. Din spusele crescătorilor, oile au fătat anul acesta ceva mai târziu, iar ei se tem că vor fi nevoiți să-i vândă la o greutate prea mică. Un miel cu greutatea optimă este vândut pentru aproximativ 200 de lei, iar acești bani abia dacă acoperă investiția făcută. Piața asiatică li se pare din ce în ce mai atractivă, iar cea mai mare parte din miei românești vor lua drumul Orientului Mijlociu.